Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un scurt videoclip în care vreau să vă dau un sfat foarte, foarte important pe care sper din tot sufletul să-l luați în considerare și anume nu cumpărați skin de CSGO bazat pe hype-ul ce urmează în urma lansării Counter-Strike 2. Hype ce ține de culoarea anumitor skinuri, de modul în care se aplică anumite skinuri pe arme și așa mai departe, pentru că Counter-Strike 2 este încă în beta, încă se fac modificări, de-abia s-a lansat și cu siguranță lucrurile nu vor rămâne la fel. Cel mai bun exemplu este AVP Sunny Lio, care în momentul în care s-a lansat Counter-Strike 2 arăta cam așa, Vedeți că avea partea de lunetă, scopul colorat și a fost incredibil. Și la fel s-a întâmplat pe foarte multe AVP-uri și foarte multe uh, arme cu lunetă, inclusiv scoutul, Iar în ultimul update acest lucru a fost, uh, a fost scos. Practic Sunny Leo a revenit la normal cu scopul negru. Ce s-a întâmplat? Care a fost uh, expresia pe market-a acestui update? Ei bine, hai să vă arăt un pic. Intrăm pe Steam. Nu intrăm pe buff, intrăm pe Steam. Ăsta a fost prețul unui AVP Sunny Leo Factory New. Pam, 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 undeva la 23-24. S-a lansat uh, Counter-Strike 2 -ul. A ajuns undeva la 65-70 de euro. Pentru că a avut acea lunetă colorată care arăta foarte bine și din punctul meu de vedere. Iar mai apoi... În momentul în care s-a lansat update-ul, bam, a căzut înapoi pe la 35 de euro. Probabil va ajunge undeva și mai jos și cu siguranță toate skinurile vor scădea un pic în preț. Acum este hype-ul foarte mare că toate skinurile arată foarte bine în Counter-Strike 2. Era și normal pentru că avem un nou motor grafic care arată mult mai bine cu luminozitate mult mai bună și tot jocul este mult mult mai uh mai plin de culoare și acest lucru nu cred că va rămâne la fel. Uh, Valve se va mai juca un pic din punct de vedere al culorilor și al tehnologiei culorilor și din punctul meu de vedere skinurile vor avea uh, culorile un pic mai, mai tone down Cum s-ar spune Și nu vor rămâne la fel de colorate Saturația va scădea un pic Cred că acum a fost crescută saturația Doar cât să producă hype Și lumea să fie interesată și marketul să crească Dar în timp Pe măsură ce mai mulți oameni Vor primi acces la Counter Strike 2 Și vor și în momentul în care Counter Strike 2 se va lansa Oficial, aceste prețuri Vor tinde să scadă un piculeț Va apărea noul major din ultimele noutăți va apărea și operațiune în momentul în care se va lansa Counter-Strike 2-ul, așa că din punctul meu de vedere sfatul meu este nu cumpărați acum nimic. Așteptați până când trece hype-ul acesta. Nu cumpărați bazat pe informațiile legate de anumite modificări ce le-au primit armele când vine vorba de design sau de de mecanică, pentru că lucrurile se pot schimba foarte rapid de la un de la altul până când se va lansa Counter-Strike-ul 2 oficial pentru toată lumea și singurul lucru pe care puteți să-l faceți este să vindeți pe hype-ul ăsta. Eu am vândut niște lucruri, într-adevăr, câteodată am vândut prea repede, am mai crescut un pic prețul, dar nu foarte mult. Asta puteți să faceți, să vindeți, pentru că vă spun cu siguranță că prețurile vor mai scădea un pic. Nu, ver, nu vor rămâne la nivelul acesta de sus, acum este pur și simplu hype-ul. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest videoclip scurt și la obiect. M-am lungit destul de mult, dar am vrut să vă zic chestia asta. Nu cumpărați bazat pe hype. Sunt banii voștri și nu vreau să-i pierdeți. Uh, atât. Asta e tot. Abonați-vă, dați click pe clopoțel, dați un like videoclipul acesta și noi ne auzim la un nou, nou videoclip numai pe canalul Doctorașului. Eu sunt Cosmin, salutare!